Amin. Amin. Și dimineața zilei de astăzi s-a îndurat de ființele noastre, s-a îndurat de sufletele noastre și a îngăduit ca să fim în locul acesta unde se cheamă numele Lui. A îngăduit ca să fim în locul acesta unde trece și astăzi prin cetate, de la porțile încuiate, cum spune cântarea. Și dorește ca să ne deschidem, să ne dezvăluim inimile noastre, ca Duhul lui Dumnezeu să pătrundă în adâncul inimii noastre și să ne facă o cercetare lăuntrică. Și prin această cercetare să ne vedem stările noastre, cum suntem înaintea Celui viu, înaintea Celui ce ne-a scos din felul deșert de viețuire și ne-a răscumpărat prin sângele Lui care l-a vărsat pe dealul Golgotei pentru noi. Și aș vrea să dau citire în numele Domnului de la 1 Petru, capitolul 1, începând cu 22, și spune așa cu Dumnezeu. Deci ca unii care prin ascultare de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul ca să aveți o dragoste de frați, neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toată inima, slăviți să fie Domnul. Iubiții mei, frați și surori, Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă ca fără o dragoste neprefăcută și fără viclenie să ne iubim unii pe alții când ne adunăm în casa Domnului, dar nu numai când suntem în casa lui Dumnezeu, ci și pe teren. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață ca să ne vedem cu dragoste unii pe alții și să ne ajutăm unii pe alții cu dragoste și cu căldură. Amin. Și spune Cuvântul lui Dumnezeu că deci ca unii care prin ascultare de adevăr, lucrul acesta îl facem ca unii și dăm dovadă făcând lucrul acesta că ascultăm de Cuvântul lui Dumnezeu care l-a vegheat ca să ajungă până în zilele noastre. Slăvit să fie numele Domnului. Amin. Și Cuvântul lui Dumnezeu spune mai jos. Dar Cuvântul Domnului rămâne în viac și acesta este Cuvântul care v-a fost propovăduit prin Evanghelie, slăvit să fie Domnul. Iubiții noștri, frați și surori, suntem înaintea lui Dumnezeu. Nu suntem înaintea unui președinte, nu suntem înaintea unui om, nu suntem înaintea unei ființe omenești, suntem înaintea unei ființe dumnezeiești, sfânt. Nu ne putem ascunde dacă te cunoști, știi că ai venit în casa lui Dumnezeu sau știu că am venit în casa lui Dumnezeu, nu după voia lui Dumnezeu. Este bine ca să ne retragem și să ne mărturisim înaintea Domnului greșelile noastre care le-am făcut înaintea Domnului. Căci nu ne putem ascunde, căci ochiul lui Dumnezeu este gol și descoperit, trebuie să ne intre bine în cap lucrul acesta. Ochiul lui Dumnezeu vede totul ceea ce noi ascundem în lăuntru nostru. Chiar dacă noi vedem doar până la piele, Domnul vede dincolo, frații mei. De aceea este bine ca să ne mărturisim înaintea lui Dumnezeu, căci în ziua aceasta se face o lucrare sfântă, care nu este înaintea lui Dumnezeu văzută de oameni așa oricum sau luată oricum. Și aș vrea să dau citire de la Ioan 6 cu 6 cu 47. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine are viață veșnică, slăvit să fie Domnul. Eu sunt pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mare pustie și au murit. Pâinea care se coboară din cer este așa fel ca cineva să mănânce din ea și să nu moară, slăvit să fie numele Domnului. Eu sunt pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în viac. Aleluia. Și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pe care îl voi da pentru viața lumii, slăvit să fie Domnul. Amin. Frații noștri, frații mei iubiți, vreau să vă spun că și Cuvântul lui Dumnezeu la urmă se referă că este pâinea pentru viața lumii, nu de afară, viața lumii din interior. Viața lumii se referă la copiii lui Dumnezeu. Și mai jos spune Cuvântul lui Dumnezeu, adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul fiul omului, și dacă nu beți sângele lui, n-aveți viață în voi înși vă.
Și Dumnezeu spune, cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Căci trupul meu este adevărat o hrană și sângele meu este adevărată băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine și eu rămân în el, slăvit să fie Domnul. Amin. Iubiții noștri, fraților, eu cred că și niciunul nu este de aici ca să nu rămâne Hristos în el. Niciunul nu cred că a venit în locul acesta cu alt gând. Gândul nostru este ca să ne întâlnim în veșnicie. Gândul nostru este ca să ne întâlnim cu Isus. Gândul nostru și dorința vieții noastre, eu cred că și la mine este așa, ca să-L am pe Iisus în viața mea de zi cu zi. Amin, ca să pot să ies biruitor în încercările și în luptele care se dau contra noastră, contra sufletelor noastre. Dacă n-ar exista mântuire, n-ar mai exista lupte, n-ar mai exista așa mari probleme cu împrejurările care se fac de multe ori. Iubiții noștri, frații și surori, vom intra în rugăciunea care va urma și vreau ca să anunț în rugăciunea care urmează, să ne rugăm ca Dumnezeu să ne facă o cercetare lăuntrică. Aleluia, ca Dumnezeu să lasă puterea Duhului Sfânt ca să ne cerceteze. Și vreau să vă spun că Dumnezeu cere lacrimi. Am mai spus-o și o spun de fiecare dată, pentru că Dumnezeu îndeamnă să spun. Vrea lacrimi de la noi, frații noștri. Măcar în ziua de astăzi, când ne apropiem de trupul Lui și sângele Lui, ca să avem viață în noi înșine, să plângem înaintea Lui Dumnezeu că și-a dat viața pentru noi și avem ce să mâncăm pentru El. Iisus a spus că cel și-a dat viața pentru noi, aleluia, ca să ne răscumpere din felul de șer de viețuire în care eram odinioară, dar vrea ca să ne sfințim viața, aleluia, și să ne apropiem de El în chip vrednic, slăvit să fie numele Domnului. Am vrea ca să ne plecăm pe genunchi și să cerem ajutorul, aleluia, Domnului, de acum și veșnicie, slavă Domnului.